Postul adormirii Maicii Domnului este un post de 2 săptămâni ținut de creștinii ortodoxi și greco-catolici în perioada 1-15 august. Postul adormirii Maicii Domnului este un post dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, ce are loc pe 15 august. Este un timp de introspecție, purificare și pregătire pentru a celebra una dintre cele mai importante sărbători religioase, adormirea Maicii Domnului. Binecuvântat de rânduiala bisericii, cel de-al treilea post cu dată fixă din posturile anului. Știm că anul bisericesc are 4 posturi și unul este cu dată mobilă, este cel al Sfinților Petru și Pavel. Acest post este dedicat Maicii Domnului și importanța cinstirii Maicii Domnului este covârșitoare pentru biserică, pentru că fiind născătoare de Dumnezeu, rămânând pururea fecioară, biserica a acordat întotdeauna, dintr-un început, o cinste deosebită Maicii Domnului. De aceea, poate nu întâmplător în rânduiala liturgică a bisericii, există 12 praznice împărătești, din care 5 sunt dedicate sau o cuprind și pe Maica Domnului. Și interesant este că anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, și se termină la sfârșitul lunii august, pe 31 august, este cel care începe cu o sărbătoare dedicată Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului, și se încheie pe 15 august cu o sărbătoare dedicată tot Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului. Interesant este că nu zicem moartea Maicii Domnului, da? Pentru că nu vorbim despre moarte aici. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare în care suntem încredințați că Maica Domnului, iubită fiind de Fiul Său, a fost ridicată cu trupul la cer. Și de aceea, în preajma acestei sărbători, datorită cinstirii pe care o conferă biserica și creștinii Maicii Domnului, există și acest post, către ceea ce pentru noi este mijlocitoare. Pentru iertarea păcatelor, pentru împlinirea dorințelor, mijlocitoare pentru mântuirea sufletelor noastre. Postul adormirii Maicii Domnului, care începe pe 1 august, are rădăcini adânci în tradiția creștin-ortodoxă, fiind cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii. Această perioadă este dedicată rugăciunii, postului și smereniei, amintind de viața și virtuțile Maicii Domnului, cea care a fost aleasă să fie mama Mântuitorului Iisus Hristos. Postul acesta este un post de scurtă durată, are doar 2 săptămâni. Începe pe data de 1 august și durează până pe 14 august. Este dedicat Maicii Domnului, un post ușor de ținut, pentru că fiind vară, sunt foarte multe fructe și legume și postul rezumă, din punct de vedere alimentar, posibilitatea noastră de a ține fără proteină animală și avem voie doar la cele care țin de vegetal și avem, slavă Domnului, cum să postim din punctul acesta de vedere într-o această perioadă foarte ușor. În tradiția ortodoxă, postul nu înseamnă doar abstinența alimentară, ci și o purificare a sufletului. Credincioșii sunt îndemnați să se abțină de la gânduri și fapte rele, să sporească rugăciunea și să se apropie de Dumnezeu prin fapte de caritate și milostenie. Postul înseamnă gând, postul înseamnă cuvânt, postul înseamnă imagine, postul înseamnă trăire, postul înseamnă sentiment. Postul începe din minte, coboară prin ochi, trece prin trup și ajunge până mai departe. Toate acestea sunt părți ale postului, la fel de importante ca și cel alimentar. Dacă ne rezumăm doar la cel alimentar, ținem doar un regim care duce la detoxifiere, dar care ne ajută din punct de vedere duhovnicesc prea mult. De aceea există obișnuința ca în timpul postului majoritatea creștinilor să se și mărturisească, pentru că omul fiind dihotomist, făcut din trup și suflet, trebuie să aibă grijă și de trupul său să-l îngrijească așa cum se cuvine, dar și de sufletul său. Iar posibilitatea de a te mărturisi duce la spălarea hainei sufletului pe care o primim în dar de la Dumnezeu
la botez. În postul adormirii Maicii Domnului, creștinii ortodoxi au o singură zi cu dezlegare la pește, și anume de sărbătoarea cu cruce roșie, schimbarea la fața Domnului, marți 6 august.